Hei, salutare tuturor, am revenit la un nou vlog, adică nu am revenit pentru că astăzi m-am început și eu cu un canal. După cum știți, mai am avut pe un canal care se numea Mona Lisa Show, dar am pierdut acel telefon și nu mai m-am lăsat atunci de YouTube, nu mai am făcut niciun vlog absolut. Și astăzi am zis să mai încep cu alt canal de YouTube și da. Mă numesc Constantin Mariana Munaisa și astăzi, după cum ați văzut și în titlu, o să vă arăt ce mi-am cumpărat eu în ultima vreme. Și după cum vedeți, eu sunt încă în pijama, pentru că de-abia ce mi-am trezit, chiar dacă în România este 10 și aici e de-abia 8. Și da, prima chestioare este această cordeluță, să o numim așa, care are acest păr lung mob. Un mop așa deschis. Are aici o coadă, dar mai mult am luat-o să-i fac cozi sau ori altceva. Orice altceva. Și da. Scuzați-mă puțin. Hobre, că le la cana. Și da. O să vă arăt. Trecem la... Aoleu, mi s-a zmulțit picioarele. Altceva. Este această rochie. Stați puțin, pentru că o să vă arăt chiar acum. Toate arată cam așa. Deci, o rochie mai la mod. Da. Nu cred că se vede foarte bine, doar că da. Pare mai mult de Halloween. Și da. Următorul lucru este focalizează-te. Ceva, nu puteți. Stați puțin că mă arăt chiar acum. Este o pătură care n-am cumpărat eu și a cumpărat-o mami, pentru că i s-a părut că e simpatică. Era, după cum vedeți, mai și alte culori, doar că i-a ales pe mov, cu roz. Nu știu eu ce este cu ea. Deci, da. Să trecem la penultimul lucru. Să facem. Și da. Acum o să vă arăt penultimul lucru care mi-am cumpărat. Eu nu mi-am cumpărat foarte multe lucruri pentru că... Da. Este acest pluș care are cam așa fățuca. Este puțin uriaș și am luat mai mult să dorm cu el, pentru că eu noaptea nu pot mai ia pe cineva în brațe. Mai bine e cu un pluș, pentru că e mai moale. Și ăsta cred că e puiul lui, nu știu. Are nasul albastru, dar ăsta are nasul maro, nu știu. Așa, și ultimul lucru care mi l-am cumpărat este această mască, mască de față. Nu știu de ce se vede așa negru. Această mască, pentru că, după cum știți, mie îmi place foarte mult măștile de față. Așa arată, e neagră. Cea mai bună mască e neagră. Și da, cam atât a fost, prieteni, cu vlogul de azi. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să dați un share. Și da, eu n-am decât 9 ani. N-aveți ce să vă spuneți, să vă dați pe Instagram sau altceva. Pentru că sunt destul de mică, am doar 9 ani. Chiar dacă a rămas. Și da, pa, pa, prieteni, ne vedem pe data viitoare.